Salată orientală fără cartofi. Cea mai simplă rețetă, ieftină și foarte, foarte gustoasă. Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vreau să fac o rețetă foarte, foarte sănătoasă și gustoasă. Voi începe mai întâi prin a face maioneza din două gălbenușe de ou, muștar, zeamă de lămâie și ulei, 100 de grame de ulei. Știu că foarte mulți dintre voi știți să faceți maioneza, însă câteva persoane mi-a spus că niciodată nu-i reușește, ba că din cauza că se uită cineva când o face, se taie sau... Nu este adevărat. Trebuie să urmați pașii așa cum vă arăt eu. Adaug un praf de sare peste gălbenușe. Vă rog să scuzați zgomotul, însă vreau să fac să vedeți. Trebuie să fac cu tot cu zgomot, că eu nu știu să scot zgomotul atunci când postez. Nu sunt expert în internet. O linguriță de muștar, pentru că voi folosi maioneza în salată și atunci avem nevoie de muștar. Mixăm bine gălbenușele cu muștarul. Totul este adăugat la început și câteva picături de zeamă de lămâie. Iar acum adaug treptatul ulei. Mai adaug ulei. Și acum voi adăuga ultima parte de ulei. Este gata. Uitați cât de multă maioneză a ieșit. Simplu, ușor, nu s-a tăiat și este sănătoasă, făcută în casă, fără euri. Dragii mei, pentru rețeta de astăzi avem nevoie de maioneza pe care am făcut-o prima la începutul videoului, conopidă, măsline, castraveți,
gogoșari, ouă, ceapă. Le voi toca pe toate și vă voi arăta cum continui. Însă, dragii mei, vă rog din suflet pe cei care nu v-ați abonat să vă abonați. Nu vă costă bani. Iar dacă vă place sugestiile mele, ideile mele și ceea ce fac, un like vă rog. Dragii mei, am tocat castraveții, gogoșarii, ouăle, ceapa, o parte din conopidă. Mai vreau să vă spun că conopida am făcut-o buchețele, am spălat-o foarte bine și am pus-o în apă rece la fiert. Cantitatea vă alegeți voi pentru membrii familiei. O salată foarte sănătoasă și gustoasă. Dacă vreți să o dregeți cu ulei, e tot una. Eu astăzi am vrut să o fac cu maioneză, îmi place foarte mult. Sare după gust. Ulei nu voi pune, oțet nu pun pentru că sunt castraveții acri și gogoșarii. Adaug maioneza. Uitați cât de bine este făcută. Simplu și ușor, în 3 minute faceți cât de multă vreți. Din două ouă, mie atâta mi-a ieșit, suficient pentru salata mea. Încercați și voi. O mâncare foarte, foarte sănătoasă. Voi incorpora foarte bine. Cam așa arată salata. Mai trebuie doar amestecată foarte bine și se poate spune salată orientală fără cartofi, doar cu legume și foarte multă maioneză, după cum vedeți. Eu cam atât am vrut să vă prezint astăzi. Dacă vă place ceea ce fac, vă rog un like. Acestea fiind spuse, ne auzim la un nou videoclip.